Managerul Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu din Călăraș, Marinela Enciu, ne-a prezentat programul instituției pentru perioada 18-23 noiembrie. Dacă este vineri, este programul pentru săptămâna următoare a Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu. Încerc să vă detaliez un pic care este programul în săptămâna 18-23 noiembrie. Avem în fiecare zi pași prin bibliotecă, program de vizite ghidate din bibliotecă. În 19-21 IT Junior, curs de inițiere în calculatoare pentru copii. Activitatea se va desfășura în Mediateca Millennium. Pe data de 20 noiembrie, Ziua Universală a Drepturilor Copiilor, în Sala de Lectură și Cercetare Maria Cuțarida, și atelierul de citit și scornit povești cu doamna Ani Parapiru, care este coordonator și colaborator. În data de 22, Fire de Poveste, atelier de îndemânare cu doamna Cătălina Rădulescu. Activitatea este desfășurată la Clubul Artelor Nirvana. Iar în data de 23, Sâmbăta Copiilor, atelier de citit, colorat, bricolat și jucat. Sala Copiilor, Regina Maria.